Oamenii lui Dumnezeu vom rămâne în picioare pentru câteva clipe, citind împreună cuvântul Domnului din Cartea Galaten, capitolul 5. Galaten, capitolul 5, începând cu versetul 16. Galaten 5, versetul 16. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul poftește împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbire, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Amin. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Pentru următoarele duminici, vom avea un ciclu de 10 predici despre roada Duhului. Anul acesta ne concentrăm asupra învățăturii, dar și a practicii, despre persoana și mai ales activitatea Duhului Sfânt. Noi știm că sunt nouă valențe, nouă încrengături, nouă manifestări ale roadei, că roada e una singură. De aceea foarte probabil că Vom avea 10 astfel de predici, prima dintre ele, adică cea din seara aceasta, va introduce, va prezenta subiectul. Pasajul pe care l-am citit din scriptură vorbește despre două stiluri opuse de viață. Un stil de viață păcătos, manifestat prin faptele cărnii, și un stil de viață sfânt, trăit sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. De aici înțelegem faptul că botezul cu Duhul Sfânt încununează lucrarea Duhului Sfânt de mântuire, conducând pe omul credincios la o viață de puritate. Problema unor creștini din Corint era aceea că ei continuau să vorbească în limbi și Pavel i-a încurajat să continue, dar Dincolo de lucrul acesta, ei își permiteau să trăiască în multe păcate, lucru care creează o compatibilitate evidentă. Botezul cu Duhul Sfânt presupune echiparea cu o putere pentru a trăi o viață sfântă. Și lucrul acesta trebuie să fie prezent în fiecare creștin, mai ales în cei care sau în viața cărora au avut experiența botezului cu Duhul Sfânt. Atunci când vorbim despre roadă, dacă vreți să ne gândim la fructele unui pom sau vreți să ne gândim la cereale sau la orice altceva ce produce un rod, constatăm cel puțin două elemente, în primul rând un proces și apoi o progresie. Rodul presupune un proces. Noastră știți că merele nu apar dintr-o dată în măr, apar niște flori și după aceea rămân un fruct mic care se dezvoltă până când se face mărul pe care îl mâncăm. Asta presupune un proces, dar presupune și o progresie. Mărul este mai întâi o floare, apoi apare un măr mic mic ca și copiii și apoi mărul copil devine un măr adult, devine un măr mare. Progresul și progresia sunt cele două elemente care se petrec în viețile noastre. Uneori există doar progres, uneori există doar proces fără progresie. Ne luăm un timp lung în care nu se întâmplă nimic. Observăm cu ușurință că mesajul pe care l-a spus Domnul Isus în Matei, în capitolul 12, se referă la roada despre care Pavel scrie în Galaten, pasajul pe care noi l-am citit. Nu este niciun pom bun care să facă roadă rea, și niciun pom rău care să facă roadă bună. Asta înseamnă în concluzie că așa cum e rodul, așa e și omul. Atunci când un om face lucruri rele, urâte, murdare, atunci el este un om rău și murdar. El poate să deschidă Biblia uneori, poate să vină chiar la biserică, dar florile, fructele mici și cele mari în viața lui sunt păcătoase sau sfinte, iar el este după cum îi e rodul. Hristos continuă și spune că în orice pom se cunoaște după rodul lui. Este normal să ne facem o impresie proastă despre un om care trăiește în păcat. Și este normal să admirăm și să ne facem o părere bună despre cineva care trăiește în neprihănire. Hristos spune asta. Omul se cunoaște după rodul lui. Toți sunt sfinți în inimile lor. Dar cum e în inima, așa este în rod, adică în lucrurile care se văd. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Este evident faptul că pe noi ne reprezintă roada. Adică ce se vede. De aceea nu ne putem da drept alții. Nu este așa de rău că suntem așa, cât este de rău că vom rămâne așa. Asta este mai rău decât că suntem așa. Aș vrea să spun în introducere faptul că în această dualitate, daruri, roadă, lipsește conflictualitatea. Am întâlnit și eu, ca și dumneavoastră, foarte mulți oameni care, în practică și în teologie, superiorizează darurile Duhului Sfânt în raport cu roada. Spunând că darurile sunt mai importante decât roada. De asemenea, am întâlnit și alți oameni care spun că roada este mai importantă decât darurile. Adevărul este că nu găsim în scriptură absolut în niciun loc această conflictualitate și concurență între roadă și între daruri. Roada și darurile nu sunt niciodată puse în opoziție. Fiecare este foarte bun în locul în care este. Biblia spune în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 1, urmăriți dragostea. Ce este asta? Asta este roadă. Și după punct, în aceeași propoziție, Pavel continuă spunând, umblați și după darurile duhovnicești. Observați o relație de compatibilitate, o relație de egalitate și de complementaritate. Nu spunem din Biblie când spunem că roada e mai importantă decât Duhul, roada e mai importantă decât darurile sau darurile sunt mai importante decât Duhul. Niciuna nu este mai importantă decât cealaltă și amândouă sunt la fel de importante, adică cât se poate de importante. Cel mai mare dar este dragostea, spun unii. Dumneavoastră știți că dragostea nu e un dar, că dacă ar fi un dar, unii l-am avea și alții nu l-am avea. Nu, dragostea nu e un dar. Dragostea este roadă. De aceea noi suntem responsabili dacă ea există sau nu există. Aș vrea să ne uităm un pic așa ca o privire de ansamblu asupra roadei Duhului Sfânt. Și să spun faptul că Duhul Sfânt produce roada sau roada este produsă de Duhul Sfânt? Roada Duhului Sfânt nu este a noastră, nu noi o producem. Ea este la fel de sfântă pentru că vine din Duhul Sfânt în absolut fiecare creștin, ca și potențialitate. Dar acest potențial trebuie activat, iar noi, ca oameni, trebuie să dăm concursul Duhului Sfânt care aduce valențele roadei în viața noastră. Mântuitorul a vorbit mult despre roadă în metafora viței de vie din Ioan, capitolul 15. Deși nu vreau să mă împrăști prea tare cu predica mea, aș vrea totuși să vă aduc aminte de pasajul acesta pentru că este crucial. Știți că Domnul Isus Hristos vorbește încă de la versetul 1 despre: Eu sunt vița, Tatăl meu este vierul, orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, el o taie. Observați dezacordul lui Dumnezeu. În legătură cu absența rodului. Dacă o mlădiță nu are rod, el o taie. Rămâneți în mine și o voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viță, dacă nu este legată, conectată de viță, tot așa nici voi nu puteți să aduceți rod dacă nu rămâneți în mine. Mine înseamnă Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Chiar dacă aici Hristos spune aceste cuvinte. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Conectarea, legătura este absolut fundamentală. Și până la versetul 17 se vorbește despre lucrul acesta. Haideți să ne uităm la câteva asemănări între roadă și daruri. Deși lucrul acesta este destul de limpede pentru noi toți. Sursa ambelor, roada și darurile, sursa este Duhul Sfânt. Darurile vin de la Duhul Sfânt, în egală măsură roada vine de la Duhul Sfânt. Roadele sunt, darurile sunt multe, roada este una singură. Numai că ea, una singură, este de fapt un complex care se manifestă în nouă feluri. Mântuitorul a vorbit despre roadă în multe locuri din Scriptură, dar textul probabil cel mai explicit este Galaten din care am citit sau Ioan, capitolul 15, pe care l-am amintit. Scopul amândurora este diferit roada Duhului și darurile Duhului. Ambele sunt perfectibile în forma lor de manifestare. Chiar dacă ele vin de la Dumnezeu, ele sunt perfectibile în forma lor de manifestare. De la Dumnezeu la noi, ele nu sunt perfectibile, dar de la noi către ceilalți sunt perfectibile. O prorocie poate fi perfectibilă în forma în care o spui, pentru că forma pe care o, pe care o spui s-ar putea să compromită mesajul. Mesajul care vine de la Dumnezeu prin prorocie nu-i perfectibil. Cum îl spune, așa este. Dar forma în care îl adresezi poate să fie greșită sau corectă. Și datorită unei metode greșite de a adresa prorocia, omul căruia îi spui nu mai primește prorocia. Pentru că metoda e greșită. E greșit în multe feluri și nu vreau să insist asupra acestor lucruri, ci probabil în a doua parte a anului o să vorbim despre daruri și când vom ajunge acolo vom trata treaba asta. Am vrut numai să vă spun și să remarc faptul, ca să nu mă înțelegeți greșit, că și darurile și roada, când ele vin de la Dumnezeu, nu sunt perfectibile. Ele sunt așa cum trebuie, sfinte și pregătite să fie. Spuse, dar omul care le spune, le arată, le manifestă, trecând prin om, omul s-ar putea să le manifeste defectuos. Și atunci, defectul omului de a le spune greșit, pentru că el are prejudecăți, pentru că el spune cum a văzut la alții sau cum a auzit la alții, toate trec prin personalitatea omului, acest lucru perfect devine imperfect prin metoda, de care, prin metoda prin care ele se manifestă. O grămadă de profeții n-au fost primite dată, datorită unei metode greșite a omului, a prorocului care le-a spus, care le-a rostit. Lăsați-mă să vă aduc aminte că Pavel, mergând în Corint, nu contestă veridicitatea profețiilor a vorbirii în limbi, și a manifestării Duhului. Dar contestă dezordinea, hărmălaia și metodele greșite pe care ei le foloseau. Și capitolul 14 clarifică lucrurile astea. El nu le spune, voi, nu pro, mesajul profetic e greșit, voi vorbiți de la voi sau vorbiți de la diavolul. Nu, nu, nu. Pavel nu se leagă de mesaj, se leagă de metodă, se leagă de atitudine se leagă de ce face omul când transmite darul lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu. Este greșit un proroc să creadă că poate oricum să spună ce i-a spus Domnul. Nu, nu poate spune oricum. Trebuie să spună cum trebuie, ca nu cumva omul să nu mai primească mesajul din cauza mesagerului. Care mesager folosește o metodă greșită. Sunt tot felul de obiceiuri. Întotdeauna, când se spune un mesaj de la Domnul, nu trebuie nimic pus nici în introducere, nici în încheiere. Mesajele de la Dumnezeu nu au nevoie de introducerea noastră. Pentru că, dacă noi așezăm măcar un cuvânt. Nu mai putem să spunem așa vorbește Domnul. Și atunci trebuie să fim cinstiți și să spunem așa. Așa vorbește Domnul și Domnul Luigi. Dar dacă așa vorbește Domnul, cât ți s-a dat, atât trebuie să spui. Punct. Fără să mai adaugi versete din Scriptură, fără să mai spui în introducere una sau alta sau în încheiere, nimic. Dacă eu îți dau un pachet să îl duci la la fratele David Măduț sau Viorel Lozneanu. Te rog frumos să nu iei nimic din pachetul ăla, dar să nici nu-l pui într-un pachet mai mare și să mai pui și matale acolo două plămâi. Dui pachetul pe care ți l-am dat eu, atunci poți să spui că e de la mine. Dacă ai umblat la pachet, nu mai e de la mine, e de la noi. Oricât ar fi un om de sceptic la mesajul profetic, îl va primi cu frică de Domnul, când va fi rostit cu responsabilitatea unui om care își dă seama că trebuie să aibă grijă cum spune ce spune. Noi ne uităm doar la ce spunem. Oameni dragi, de cele mai multe ori noi avem un conflict în familie. Nu pentru ce spunem, ci pentru cum spunem. De câte ori nu ne-am certat, dar de ce ți dragă la mine? Ce nu poți să vorbești frumos? Nu spunem noi așa? Dar ce ne-a deranjat? Ce a spus? Nu. Ne-a deranjat cum a spus. Dar de ce ți frate? Nu vezi că lângă tine la doi pași? Ce ai de țipi? Iată ce ne deranjează. Țipatul, o formă greșită de a transmite un mesaj. Nu vreau să insist prea mult, dar eu știu că învățătura luminează mintea omului. Pentru că eu cred că oamenii lui Dumnezeu sunt bine intenționați, cele mai multe greșeli pe care le-am făcut în viața mea le-am făcut că nu am știut să le fac mai bine. Foarte puține le-am făcut din răutate, din să mă răcoresc, dar cele mai multe dintre ele le-am făcut că nu am știut să le fac mai bine. N-am avut experiență, n-am avut cunoștință destulă și am făcut o cum m-am priceput, peste ani mi-am dat seama că n-a fost bine. Faceți diferența între mesaj și forma în care este rostit. Poți să spui adevărul, dar dacă țipi, omul nu te mai aude, pentru că îl deranjează faptul că țipi la el. Țipatul este cea mai inofensivă formă de violență. De aceea, omul la care țipi, în mod inconștient, îi se activează instinctul de conservare. Și peste 70-75% el nu mai aude ce spui, doar pentru faptul că țipi. Și când țipi, el știe că urmează o palmă sau altceva. De aceea nu o să mai aude ce spui. Aude numai sunetul. Mesajul este important, dar el este îmbrăcat în specificul și în particularitățile persoanei numit mesager. O predică este primită mai mult sau mai puțin și în funcție de felul în care o spui. Și dumneavoastră știți bine că vă pricepeți la ascultat un pic mai bine ca mine. Roada trebuie dezvoltată spre a conduce credinciosul la maturizare. Dar îmi veți spune, roada pe care o dă Duhul și care se manifestă prin mine nu e suficient. Roada care vine de la Dumnezeu este suficientă, dar eu trebuie să-i dau concursul. Hai să dăm un exemplu. Care e prima valență a roadei Duhului Sfânt? Este dragostea. Credeți că Dumnezeu, în timp ce eu dorm, îmi va turna dragoste în cap și în inimă, și mâine de dimineață mă voi trezi plin de compasiune să-mi vină să plâng de toți săracii din lumea asta? Nici vorbă. Nici vorbă. Eu, am, eu îmi dau concursul la manifestarea roadei Duhului prin valența dragostei. Eu trebuie să cooperez cu Duhul Sfânt, că dacă eu sunt imatur, atunci dragostea care este în mine se manifestă nu prin maturitatea mea, ci prin imaturitatea mea. Să nu vă așteptați să deveniți duhovnicești în timp ce nu faceți nimic. Vă rog frumos să nu faceți asta. Să vă rugați, să postiți și să practicați disciplinele spirituale. Și Duhul Sfânt vă dă concursul, puterea aceea dumnezeiască sau acelei puteri Dumnezești îi se dă loc de manifestare. Dar dacă firea e acolo, e un dop pe țeavă. Haideți să ne uităm un pic la diferențe și aș vrea să mă concentrez un pic pe treaba asta. Diferențe între roadă și daruri. O imagine care este adesea folosită pentru a explica diferența, dar și asemănarea între daruri și roadă, este cea a unui pom. Darurile Duhului sunt rădăcina, iar fructele sunt roada. Asta înseamnă că în ce privește natura lor, roada este rezultatul locuirii Duhului Sfânt în mine. Iar darurile sunt rezultatul împuternicirii Duhului Sfânt. Sunt oameni pe care Dumnezeu îi împuternicește prin Duhul Sfânt, cu un dar duhovnicesc. Dar ei nu au asemănarea Domnului în viața lor ca roadă. Și vine și face o slujbă manifestându-și darul, dar dumneatal, vezi că el minte, nu este serios, el are un dar de la Dumnezeu în împuternicirea lui. Dar, în timp ce manifestă darul, caracterul lui la care n-a lucrat rămâne jos. Și oamenii, când ești musafir, oamenii nu știu dacă ai caracter sau nu ai caracter, ci aud manifestarea darului. De obicei, profeție. Și oamenii sunt impresionați. Dar dacă l-ai cunoaște pe omul ăla ca persoană, ți-ai dat seama că împuternicirea prin darul care l-a primit de la Dumnezeu funcționează bine dar nu a dat concursul la roada Duhului Sfânt din el și el are un caracter slab. Și când ajungi să-l cunoști, nu-i mai primești darul datorită lipsei de roadă. Pentru că zice așa, omul ăsta nu vorbește de la Domnul. Pentru că după roadă îl veți cunoaște, a spus Hristos. Și iată cum absența roadei te descalifică să mai manifesti daruri. Simplu, Niciunul dintre noi nu are încredere într-un proroc care n are caracter și noi avem dovezi pentru treaba asta, deși eu știu cuvintele mele sunt extrem de grele. Marea problemă este că mi se pare că sunt adevărate. Dacă sunt adevărate, atunci este complicat. Toți spun așa vorbește Domnul. Sau, mă rog, al dar, Acum am vorbit de prorocie pentru că e un fel de emblemă a manifestării darurilor. Dar dumneavoastră știți că aveți mari îndoieli să primiți prorocia unui proroc care el are probleme de caracter. Observați cum roada dă apă la dar sau cum roada pune jos darul, s-ar putea să fie o manifestare a unui dar care vine de la Dumnezeu. Dar cunoscând mesagerul, îți asumi că darul la nu de la Dumnezeu. Nu-i corect să faci asta sau e corect? Noi judecăm după ce vedem, iar roada se vede, dar nu se vede. Aici ne înșirăm 10 proroci, 2 buni și 8 ne. Imaginați-vă asta. Fiecare spune așa vorbește Domnul. Vezi dumneata în inima lui? Nu. Dai, vezi viața. Și viața te ajută să ai încredere în cel care are un comportament bun și să nu mai ai încredere în cel care are un comportament rău. Atât de importantă e roada. Dar haide să mergem la predicatori. Să mergem la predicatori. E ușor să vorbești de dragoste. Dar când se termină predica, începe practica sau nu? Dacă nu începe practica, atunci un musafir te păcălește că nu-l nu știi ce viața are, nu știi ce valori are. Este destul de riscant să predici pentru simplu motiv că trebuie să trăiești ce predici. Ce predici e manifestarea unui dar, darul de învățător sau de evanghelist. Cum trăiești, e manifestarea roadei. Roada devine un suport care promovează darul, care îl face acceptabil care îl face, care îl validează, care îl confirmă. Uneori nu primim o predică doar pentru că știm cum trăiește predicatorul. Adevărul este că el predică bine. Nu poți să-i bași de vină că n-a predicat corect. Dar cunoscându-i stilul de viață, spui am sorry, dar nu pot să primez de la tine mesajul ăsta. Nu-i corect ce facem, dar adevărul este că așa facem. Observați cum absența roadei descalifică manifestarea darului oamenii lui Dumnezeu, indiferent că e vorba de darul de a cânta, indiferent că e vorba de darul de a cânta, darul de a predica, darul de orice darul, orice manifestare, le spun pe acestea că mai, sunt mai, mai des întâlnite în serviciile divine. Trebuie să fie pe suportul roadei. Roada face darul ușor de primit, creează admirație pentru manifestarea dalului, creează încredere, creează siguranță. Când un predicator care își trăiește pocăința predică, îngăduiți-mi să folosesc expresia asta nepotrivită, la scurs gura căscată, pentru că persoana pe care o admiri te ajută să asculți predica chiar dacă e mai a scăpat piper mai mult pe ea. Dar dacă vine aici și să dăm bărci, o predica bine, dar degeaba predică. Dacă nu-l cunoșteam, era ok, dar pentru că îl cunosc să fie sănătos. Observați, absența roadei descalifică. Roada este importantă, dar nu descalifică doar slujirea, descalifică și calitatea de creștin. Pur și simplu o descalifică. Am citit în scriptură, Asta. Toți creștinii trebuie să manifeste toată roada Duhului. De aceea roada e la singular. Dar dumneavoastră știți că nu toți creștinii trebuie să manifeste toate darurile Duhului. Și nici nu știu cine le-a pe toate. Credincioșii trebuie să manifeste întotdeauna roada Duhului, timp în care manifestarea darurilor rămâne la latitudinea Duhului Sfânt. Roada trebuie să o avem toți tot timpul. Darurile nu le vom avea toți și nu le putem manifesta când vrem noi. Eu nu pot să spun acum, atenție, atenție, atenție că vă prorocesc. Nu pot să spun asta. Pentru că prorocia vine nu când vrea prorocul. Prorocia vine când o dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt prorocul stă doar de veche. Când i-a venit în cunoștință, el spune. Și noi avem obiceiul să mai întrebăm, ți-a mai spus ceva? Și el spune, nu. Ok, mulțumesc. Nu e la fel cu roada. Roada trebuie să fie tot timpul. Pentru că roada ne califică. Roada este cu sonul că îi aparținem lui Dumnezeu și pe deasupra că Dumnezeu e în noi prin Duhul Sfânt care produce roadă. Dumnezeu produce roadă prin Duhul Sfânt. Nu-i suficient să fim religioși, trebuie să fim sfinți. Sigur, nu suntem perfecți, ar fi ideal, dar de la a nu fi perfect până la a fi vai, 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 e un pic de diferență. Înainte ca Dumnezeu să lucreze prin noi. El lucrează în noi. Lucrează în noi. Dacă nu lucrează în noi, noi nu avem nicio dovadă că Dumnezeu lucrează prin noi. Dovada că Dumnezeu lucrează prin noi este că a lucrat mai întâi în noi. Când lucrează în noi, lucrează spre binele nostru. Când lucrează prin noi, lucrează spre binele altora. Dumnezeu îmi face mai întâi bine mie, înainte ca să-mi ceară să fac bine altora. Când ai o haină, păstrează-o. Dacă ai două, pe a doua dă o altuia. nu ți cere Dumnezeu să te dezbrajă de haină și să rămâi fără haină dându-i alta. Asta nu e nici dragoste, nici bunătate. E altceva. Darurile arată slujirea, roada arată caracterul. Darurile arată slujirea, împuternicirea Duhului pentru a servi, pentru a edifica biserica. Dar roada demonstrează caracterul, adică maturitatea. Un om matur, un creștin matur, poate să rabde o ofensă, poate să ierte pe cineva care l-a păgubit într-un fel sau altul. De ce? Are rezervă de putere. Dacă ai un scuter de la... Ce să faci cu ăla? Că merge, merge, dar dacă vrei un pic de viteză, nu te ajută, care are un piston așa, așa. Dar când ai un ram de ăsta de nu mai știu câți cilindri, 8 cilindri, numai un pic apeși și s-a dus. Dacă apeși de tot, nici n-ai unde, că te ia poliția. Ai rezervă de putere. Darurile ne ajută să limităm pe Hristos în slujire. Roada ne ajută să limităm pe Hristos în caracter. Hristos, aduceți-vă aminte că a fost elogiat și oamenii mergeau după el. Mai știți cum se spunea despre el printre altele? Când soldații au fost trimiși să-l prindă, s-au întors ăștia cu mâna goală, au riscat să fie pedepsiți de șefi, dar admirația a fost atât de mare încât nu și-au permis să pună mâna pe el. Și a spus așa, nimeni n-a vorbit ca omul ăsta. Hristos s-a oprit la săraci în timp ce ucenicii l-a trimis pe Bartimeu la plimbare. Hristos s-a oprit la Bartimeu. Pentru că pe el nu-l interesează poziția, banii, realizările, performanțele. El când vede un om la costum și cravată sau oricum ar fi îmbrăcat, pentru el e la fel el iubește omul, nu hainele omului. El iubește omul, nu mașina omului. El iubește omul, nu unde trăiește el, în Africa sau în, nu mai știu unde. Asta este Evanghelie. Cealaltă este experiența noastră. Roada validează ucenicia noastră în serviciul lui Dumnezeu. Absența roadei atrage judecata lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Domnul când se uită la smochin. Vă mai aduceți aminte ce i-a spus? De trei ani caut daruri în tine, nu caut rod în tine. Și nu e rod, așa că o să pun mâna pe secure și te dau jos. Te tai, din rădăcină te tai, pentru că am investit și n-ai produs, îți mănânci singur fructele. Și ar fi să vedeți un smochin care își mănâncă singur smochinele. E seamănă cu caricatură, cu desene animate. Roada este rezultatul prezenței Duhului Sfânt în viața credinciosului. Și dumneavoastră știți tot, toți cele trei, cele nouă încrângături sunt Biblie. Împărțirea în cele trei categorii este teologie. Deși ea nu se prea potrivește așa de bine, dar noi încercăm să o potrivim. Dragostea, bucuria, pacea spun, spunem noi că descriu relația omului cu Dumnezeu. În lunga răbdare și bunătatea, facerea de bine, descriu relația omului lui Dumnezeu cu ceilalți oameni. Iar ultimile, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor, acestea descriu raportul dintre mine cu mine. Duhul Sfânt vine în viața omului când se convertește, însă atunci când el este umplut cu Duhul Sfânt, această umplere cu se vede prin manifestarea roadei și prin manifestarea darurilor. Nu este un obicei penticostal. Dacă ar fi un obicei penticostal, atunci să-și țină penticostalii. Dar Scriptura vorbește în cele cinci experiențe de umplere cu Duhul Sfânt în Cartea Faptelor, iar Pavel Abundă în învățătură despre manifestarea darurilor și despre manifestarea roadei. Închei spunându-vă faptul că unul, din, unul dintre principalele motive pentru care Duhul Sfânt vine în viața cuiva este să-i transforme viața aceea. Dacă viața aceea nu este transformată, omul al nici o dovadă că Dumnezeu este prezent acolo. Nici o dovadă. Imaginați-vă, deși nu știu dacă e potrivit exemplul ăsta, dar mi-a venit așa în minte, mă gândesc că o să mă îngăduiți. Imaginați-vă că o femeie lucrează la curățenie în casa unor oameni bogați. Și oamenii bogați se întorc acasă mâine, că au fost în vacanță. Și femeia a fost plătită cu o zi înainte să se întoarcă, să vină să facă curățenie. Și intră oamenii venind din vacanță în casă și plin de mizerie și o sună pe doamna cu curățenia. Doamnă, nu ați făcut curățenie, mi-ați promis că veniți ieri și faceți curățenie ca asta să avem... Ba da, am fost! Poftim cum ai fost? Da, am fost ieri și am făcut curățenie. Păi dar cum să faci, mă, femeie curățenie? ca aici e ca la... E, e mizeria mizerie aici, toate lucrurile sunt pe dos, e numai praf. Cum poți dovedi că ai fost acolo dacă ceea ce faci nu se vede prezent? Când Duhul Sfânt intră în Sufletul nostru, este Dumnezeu care coboară în noi și El ne, ne schimbă. Nu înseamnă că devenim perfecți, dar înseamnă că avem alte perspective, avem alte intenții, alte valori, alte priorități. Frați și surori, aș vrea să discutăm despre lucrurile astea, pentru că dacă ceva este lipsă în Biserica lui Dumnezeu astăzi, probabil printre altele, este calitatea mărturiei, care este discutabilă, iar mărturia este manifestarea caracterului nostru. Vă chem să vă gândiți la dumneavoastră în și vă, cu multă sinceritate și cu multă responsabilitate și să vă gândiți dacă toate cele nouă manifestări ale roadei sunt prezente în viața noastră sau unele dacă dacă avem probleme poate cu nervii, poate cu ținerea de cuvânt, poate cu iertarea, poate cu compasiunea, poate cu bunătatea, înfrânarea poftelor sau altele. În seara asta e un timp potrivit să stăm în fața Domnului. Că dacă eu v-aș spune că toți avem, sună că vorbesc prea mult. Dar haideți să stăm înaintea Domnului, că aici nu ne judecăm unul pe altul. E păcat să ne judecăm unul pe altul, dar să ne judecăm fiecare pe noi înșine. Nu numai că e păcat, dar e virtute. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă chem la rugăciune.